până copii vă spun un bun venit la colțul cu povești. Al cui este acest picior? Cămilele. Cămilele nu au copite tari, așa cum au caii. Picioarele lor au o perniță lată despicată în două în partea din față. Aceste pernițe pot să se îndoaie și să se miște, iar acest lucru le ajută să meargă peste stânci sau nisip în deșert. Atunci când oamenii se gândesc la cămile, de multe ori se gândesc la cocoașele de pe spatele lor. Uitându-te la cocoașele lor, poți să-ți dai seama ce fel de cămile sunt. Știi câte tipuri de cămile există? Există două tipuri. Dromaderii au o singură cocoașă, iar cămilele bactriene au două cocoașe. Ce au cămilele în cocoașele lor? Mulți cred că acolo își păstrează cămilele apa, dar acest lucru nu este adevărat. Probabil oamenii cred așa pentru că ele locuiesc în locuri foarte uscate, unde nu este multă apă. Ele nu au nevoie de atât de multă apă cum au caii sau vitele. Dar atunci când ajung într-un loc unde este apă, ele pot bea cantități foarte mari deodată. 120 de litri de în doar câteva minute. Însă ele nu păstrează apa în cocoașe. Atunci ce se află de fapt în cocoașele lor? Grăsime. Atunci când nu are destulă mâncare, corpul cămilei folosește grăsimea din cocoașe pentru a o ajuta să supraviețuiască până când va avea din nou destulă mâncare. O cămilă care nu a avut destulă mâncare o perioadă mai lungă de timp va avea cocoașe mai mici decât în mod obișnuit. Cămilele mănâncă diferite feluri de plante, însă în deșert plantele nu sunt mereu fragede și plăcute. Acestea însă nu este o problemă pentru cămilă. Ea are o gură rezistentă care nu este rănită de țepi sau alte lucruri aspre. Așa că ea poate mânca plante pe care alte animale nu le-ar plăcea să le mănânce. Crezi că se plânge cămila că locuiește într-un loc atât de cald și uscat cu mâncare aspră? Nu, ea nu e nemulțumită. Indiferent de locul în care trăim, nici noi nu ar trebui să ne plângem. Biblia spune, mulțumiți-vă cu ce aveți. Evrei 13:5. Dumnezeu a promis că ne va da tot ce avem nevoie, Filipeni 4:19, iar noi putem să ne mulțumim cu acest lucru. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!